ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. Astăzi avem derby, derby frumos. Derby în Italia. După cum vedeți, suntem la Milano. Avem Inter AS Roma, locul 6 cu locul 7. O zi superbă astăzi la Milano, soare frumos. Lăsați și voi în comentarii ce echipă din Italia susțineți. Și nu uitați să vă abonați, sunteți foarte mulți care vă uitați la clipuri și încă nu v-ați abonat, așa că subscribe, băieții, și ne auzim de pe drumul spre stadion. Suntem în Piața Domului din Milano. Hai, ne vedem spre stadion. Lângă Dom, tricorul cu 30 de euro. Cu Inter și cu Milan și cu Juve 39, mai scumpe cu Juve. Am plecat spre stadion la recepție, ce credeți? Niște suporteri ai lui Roma, cred, care vor să se cazeze pentru la noapte, să dormă aici. Se am dat nas cu ei acolo. Acum ce să facem? Mergem spre stadion. Este ora 4:40, ora Italiei, 5:40 în România. Meciul la 6, ora Italiei. Avem de luat metrou până la stadion. Vom lua două linii, nu avem legătură directă de aici de unde stau eu. Voi lua linia portocalie, după care voi continua cu linia MOV până la San Siro. De-abia aștept să vedem. Nebunie, nu uitați să vă abonați și haideți cu like-ul la acest clip, băieții, și nu uitați să spuneți în comentarii ce echipă susțineți din Italia. Coborăm acum la metrou. Am luat un bilet de 3 zile pe toate liniile. 12 euro m-a costat. Băieții cu Roma de la hotel despre care vă spuneam, mă întâlnesc cu ei acum și la metrou. Nebunie la metrou, ne apropie de stadion. Ia uitați-mă, băie, ce frumos e. San Siro, stadionul, sau cum se numește când joacă Inter Giuseppe Meazza, inaugurat în 1926, acum 96 de ani. Se aude că este ultimul sezon pe care se vor mai disputa meciuri, după care se va demola și se va construi unul nou. Inter Roma astăzi de la 19, avem un duel inedit în Serie A, o rivalitate pornită de după scandalul Calciopoli, când Interul a rămas cu Roma printre singurele echipe mari, pentru că Milan a fost depunctată, Juventus a fost retrogradată și atunci, pe o perioadă de în jur de 5 ani, Inter s-a bătut cu Roma la campionat. Roma mai tot timpul pe locul 2, nu a reușit să-i detroneze pe cei de la Inter și vă dați seama de atunci rivalitatea. Și Cristi Chivu, știți că a plecat prin 2007, dacă nu mă înșel, de la Roma la Inter și a fost primit foarte, foarte urât pe Olimpico din Roma când a venit cu Interul. Așadar, să mergem și noi spre stadion. Inter, singura echipă care nu a retrogradat niciodată de la înființare, în 1908. Ei tot așa au pornit, prima dată AC Milan a fost în 1899, după care s-au fost ceva certuri cu echipa de cricket, din ce am citit, și echipa de fotbal AC Milan, și atunci s-a format Inter Milan. Ca și campionate au la același număr, a egalat AC Milan. Sezonul trecut știți că ei au luat titlu, au 19 titluri fiecare. Este o rivalitate mare în oraș, din ce am înțeles, Inter e mai iubit aici în oraș, AC Milan mai iubit internațional. AC Milan și cu mai multe trofee, 51 față de 41, 42 Interul. AS Roma stă mai prost din punctul ăsta de vedere, ei au doar 3 titluri, ultimul câștigat în 2001. Francesco Totti acolo în echipă, foarte iubit. Chiar aici lângă stadion, un magazin cu Inter. Ți le și personalizează pe loc dacă dorești. Super tare ideea. Da, ambele tricouri sunt 30 de euro. Deci fiecare bucată, orică e Inter, orică e Roma, 30 de euro. Cât de frumos e San Siro, Giuseppe Meazza, cum se numește când joacă Inter. San Siro se numește cartierul de aici din zonă. E sold out, peste 75.000 de bilete s-au vândut pentru derby. Nebunie, eu de o lună mi-am luat biletul. Suporterii Romei urcă și ei acum. Ia uitați-i. E cel mai mare stadion din Italia și vor să-l facă de la zero, vor să-l facă nou. Incredibil. Scările se vede că sunt cam vechi. Vă dați seama, 96 de ani.
se taie respirația când intri pe stadionul ăsta. Cam așa se vede unde stau. În dreapta mea e Peluza Nord, suporterii lui Inter. Iar în stânga sus, romanii, Giallorossi. Pe ultimul inel a pus. Acolo stau oaspeții pe San Siro. Bă, băieții, nasol rău cu genunchii. Eu fiind mai lung în picioare, nu că aproape ajung, ating și împing scaunul din fața mea. Da, chiar aici la poarta asta, la FIFA 2005, băteam lovituri libere cu Bobo Vieri. Nebunie, puneai ținta acolo în vincul de 3 ori pe D, pe pentru care știți, D, D și pe verde să cadă și Vincleanu direct. Inzaghi e huiduit de suporterii romani. El a fost antrenor la Lazio, e normal aici. Lazio e o rivali de moarte ai romanilor. La Lazio au făcut o treabă foarte bună aici la Inter, cam scârție. Vedem. Și cântă și ei imnul acolo sus. Mamă, ce tare se aude așa de la Roma. S-a umplut acolo inelul 3 pe ei. S-a început meciul. Primul meci de Serie A pentru fotbal ca pe vremuri. O suportă roman aici care cântă imnul cu ei. Sunt infiltrați printre noi pe aici de romani. Inter locul 7, Roma locul 6, foarte aproape una de cealaltă. Inter are un sezon destul de prost început de sezon. Astăzi, nu știu, văd echilibrată situația, deși Roma are niște jucători foarte buni transferați, Inter nu merge bine. Nu știu, parcă văd un egal așa, nu știu de ce. Vedem. Doi suporteri.
adică varul, cine știe ce s-a fi întâmplat. Ia vezi, mă, că n-a dat gol. Ce bucurie acolo, parcă s-a marcat, așa se bucură romanii. S-a dat offside, ce s-a fi dat? Cred că offside. Ce nebunie, bă, băieți. S-a dat offside, cred că s-a anulat golul lui Zecu. Ce gol frumos a dus, erupsese San Siro, ați văzut? Nebunie. Bun Zecu la viața lui, alergă după toate mingile. Vă dați seama, a luat titlul cu Wolfsburg, din grafite atunci în 2008. Amintiri. Voi l-ați văzut recent pe Giuleșin, care a fost la meci la România cu Bosnia, a și marcat. Roma joacă un 5-2-3 cu benzile care pot urca și ele. De partea cealaltă, Inter joacă un 5-3-2 cu 3 central și cu Lautaro și Dzeko în atac. Și la fel cu benzile care pot urca. Ce-a dat Şaganoğlu! Frumos! Cum era să intre asta, frate? Roma fără Mourinho pe bancă, o fi suspendat, nici nu m-am documentat, sincer să fiu, nu știu ce s-a întâmplat. Dar a început mai bine Interul astăzi. Boys Roma, avem acolo steagul. Suporterii lui Inter din Roma, probabil. Un grup. Ușor a dat portarul, mi se pare că a stat prost. Lăsați în comentarii care e echipa voastră favorită din seria. Și de data asta e gol. Romanii cântă în continuare. Încep și nerazuri acum. Abonați-vă la canal, sunteți foarte mulți care vă uitați la video și nu v-ați abonat. Ocazie mare, Interu! Nebunie! Handanovic va lipsi Interului când se va retrage. Incredibil ce parade a scos acum la ocazia romanilor. Frumos, frumos, foarte bun portar. Romanii sub acoperire. Dybala. Ce gol a dat Dybala! Incredibil! Bă, și foarte mulți romani aici, suporteri, s-au ridicat. Da,
cât pe ce să scoată Handanovic și pe asta. Dybala, execuție senzațională. Nu uitați să dați și voi un like, abonați-vă cei care n-ați făcut, toți sunt foarte mulți care vă uitați la clipuri și încă nu v-ați abonat. Și lăsați în comentarii cu ce echipă din Serie A țineți, să vedem care e statistica pe canalul Fotbal ca pe vremuri. Au început romanii să cânte acum. Să ai un jucător ca Dybala în echipă. Nu joacă echipa, dar jucătorul scoate ceva. Bere, suc și alte cele se vând acolo de băiat. Prea ușor a renunțat Juve, cred eu, la Dybala. Putea să facă față cu brio acolo, dar asta e situația. Uitați că joacă bine la Roma acum. Gata, prima repriză, 1-1. Pauză pe San Siro, Inter Milan, AS Roma, 1-1. Meci frumos până acum, s-a anulat și un gol pentru Inter, da, Inter a jucat mai bine până s-a marcat, până a primit golul. Deci a jucat foarte bine, Roma parcă nici nu se dea nicio șansă că va scoate ceva în seara asta, dar uite că după ce au marcat, s-a un jucător ca Dybala care face diferența, contează mult. Vom vedea ce se va întâmpla repriza a doua. Nu uitați să lăsați în comentarii cu ce echipă din Serie A țineți, să vedem comunitatea aici ce echipă susține cel mai mult. Și dați un like, abonați-vă cei care n-ați făcut, sunteți foarte mulți care vă uitați la clipuri și încă nu v-ați abonat. Și ne auzim cu repriza a doua de pe San Siro. Unde se termină inelul, sunt niște locuri speciale pentru presă. Gazeta de la Sport, vedeți și voi, și așa mai departe, pe primul inel. Începe repriza a doua. Frumos, sper să mai vedem cel puțin două goluri și în repriza a doua. Romanii, dacă joacă tot așa ca pe finalul primei repriza, o șansă. Da, pentru canalul Fotbal ca pe vremuri este primul vlog din afara României. Mai aveți două videouri pe canal, primele două, cred că dacă nu mă înșel, de la Stuttgart din Liga a doua din Zweite din 2019 și de la Bayern München cu Mainz, tot din 2019 din Bundesliga. 6-1, a fost și Maxim acolo, s-a întâlnit cu Alcantara, s-au îmbrățișat, aveți video pe canal. Spinazzola aici a făcut faza. A rămas Dybala acolo pe 16. Zeko le face semn să iasă. Probleme pentru Dybala. Se pare că s-a accidentat ușor. Intră Tammy Abraham în locul lui.
asta, o frate. E incredibil. Da, atmosfera se încinge. Galeria cântă, începe să cânte și tribuna a doua. Ce e bala la asta? Gol Smalling și a văzut ce a sărit aici suporterii Romei, incredibil. Minutul 75. Incredibil, cine a se aștepta. Dați și voi un like, abonați-vă și nu uitați să lăsați în comentarii cu ce echipă din Italia țineți. Ce meci face Roma acasă la Inter. Nu mă așteptam. Dar să nu ne grăbim că avem VAR. Rămâne gol. S-au mai bucurat odată romanii. Bă, ce meci nebun, incredibil. VAR-ul a intervenit, dar golul a rămas. S-a pus gol 2-1 Roma. Și aici e foarte mult suporteri romeni. 7-8 scaune în spatele meu cu Roma. Un mic incident acolo între supani. Da, suporterii Romei mi se par că seamănă cu Air Rapid foarte mult, foarte gălăgioși. Intră Belotti. La Roma, iese Zaniolo, Belotti, un atacant care mie îmi place foarte mult. Cât 86 și lumea începe să plece. Dacă pasa, era letală. Venise Belotti, în stânga. Probabil de asta e nervozitatea asta. Da, nebunie pe final, se încinge atmosfera. Nu știu câte minute de prelungire s-au dat. Oricum suntem în prelungiri. Vedem. C'è un bel gol, ben attaccati, che non fa un cazzo. Corner, se duce și Handa
Stanović acum la, cred că e ultima fază. Meciu. Se termină 2-1 pentru Roma. Au stat la cutie, au așteptat frumos băieții, nu s-au grăbit romanii și au băgat-o, au băgat-o, minutul 75, pleacă acasă cu cele 3 puncte, se duc la 4 puncte de Inter. Asta e, din punctul meu de vedere, cred că Inzaghi nu va mai dura mult până va fi demis, pentru că Inter e o pălărie prea mare pentru el, din câte se pare. Acum ce să mai uit? Dați și voi un like, abonați-vă cei care n-ați făcut-o și lăsați în comentarii cu ce echipă din seria țineți. Primul vlog din afară pe canal, mai sunt două videouri în care am filmat din 2019 la Stuttgart, atmosfera cu Bochum în zvaite Bundesliga și la Bayern cu Mainz, le aveți pe canal. Da, mâine voi merge să filmez o tur stadionului aici și prin muzeu, dacă iese ceva frumos, poate fac și un vlog. Ne vedem la următorul meci, țineți aproape, pa, pa!